Albert Dâbâna a suferit foarte mult în copilăria lui, deoarece tatăl său a fost arestat, acesta petrecându-și chiar și majoratul plângând după el. Nici nu voiam, frate, să-mi fac majoratul. Eu când am făcut 18 ani am plâns, pentru că mă sunase tata de la pușcărie. Iar în momentul în care a ieșit, Albert a început să-l ia cu el pe la toate concertele, ca să uite de viața lui din cartier, să nu mai facă greșelile ce l-au condamnat. Însă se pare că ieri, mascații le-au făcut o nouă vizită lui Beto și familiei lui. Așa că dacă vrei să auzi toată povestea, nu uita de like și subscribe. După ce mascații au ridicat tatăl, Beto a postat un story în care ne spune că au fost foarte de treabă cu ei. Mascații care au dat azi peste mine, 10 din 10, adevărat. Pe bune de treabă, pe bune înțelegător cu ei. Și care regretă că i-a înjurat pe piese. Când îmi pare rău că am înjurat mascații în melodii. Acesta se îndrepta spre tribunal, acolo unde s-a întâlnit cu mai mulți reporteri. Pe ora le-a dat un interviu și le-a spus tot ceea ce s-a întâmplat, motivul pentru care a fost ridicat și câți bani le-au găsit mascații în casă. Albert dezvăluie că i-au fost ridicați aproximativ 20.000 de euro din casă, însă nu se stresează deoarece știe că îi va primi înapoi. Bani ce să ridice, dai luăm înapoi, repede, că e justific. Justific ce au găsit la mine, justific tot. Tatăl lui Albert a fost ridicat pe motiv că dă bani cu camătă, însă Albert a spus că ei maxim și-au împrumutat anumiți prieteni, dar niciodată nu le-au cerut o dobândă înapoi. Noi nu ne ocupăm cu așa ceva, acum noi dacă ne împrumutăm vreun prieten cu un ban, de unde până unde? Ni se spune că cerem înapoi mai cu dobândă sau cu... mi se pare o prostie. Albert ne mai spune și că regretă că a dat acest interviu, deoarece cei de la postul unde s-a difuzat au spus asta despre tatălui. V-am dat interviu și voi din turn ați făcut altceva. De unde până unde a agresat-o tata pe mama. Credeți că o să scape tatălui Albert?